Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana. Iar azi vorbim despre filmul Teen Titans Go vs. Teen Titans, un film despre care v-am zis că voi vorbi cât de curând pot. Iar aceasta este ziua în care îl dezbatem puțin. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de puterea titanilor pentru a distruge butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe ei. Bun, hai să începem! Trebuia să vorbesc despre filmul ăsta de acum câteva luni, dar am amânat destul de mult. Uh, so, în film vedem cu un titan într-o manieră asemănătoare cu Spider-Man The Spider-Verse, își dau seama că există mai multe versiuni ale lor în diverse universuri alternative. Știți că am făcut eu asta vara un clip în care vă spuneam de ce nu aștept acest film și vă ziceam acolo că mi-e frică de faptul că creatorii vor modifica mult personajele din tip Go? E bine, din fericire nu s-a întâmplat asta. Da, bine, aș putea spune că animația a fost puțin updatată, să zic așa, pentru anul 2019, a apărut filmul. Dar personajele nu au suferit foarte mari schimbări. Ba chiar se pune accent pe faptul că, de exemplu, Robin din, din Teen Titans e foarte diferit față de Robinul din Teen Titans Go. E, și chiar ceilalți titanii consideră pe din Teen Titans Go niște bebeluși, practic. E, lucru care e adevărat pe de o parte, pentru că acum Teen Titans Go se adresează mai mult copiilor decât Teen Titans original, care era mai pentru toată lumea. Așa. E, și faptul că au păstrat chestia asta mi s-a părut fain pentru că pă păstrând diferențele acestea au putut crea niște situații pe care nu le-am prea întâlnit în timp Titans Go. Mă rog, pe total filmul nu e chiar cel mai bun, dar pot să vă spun că mi-a depășit așteptările. Văd și pe MDB care are aceeași notă ca Teen Titans Go to the Movies, film despre care v-am spus că e destul de enjoyable. Cea mai ciudată chestie așa din tot plotul ăsta a fost toată partea aceea cu Moș Crăciun. N-am înțeles de ce apare Moș Crăciun, mai ales că filmul a venit undeva în septembrie. Hai dacă apărea în decembrie sau ceva, mai înțelegeam de ce, dar în septembrie era random, parcă, parcă creatori ăștia n au găsit un villain mai, sau un, da, un villain parcă era la mai știu uh, un villain mai bun să-l pună acolo, știți? De asta m-aș gândit să fac undeva în preajma Crăciunului, review-ul ăsta, dar uh, n-am mai apucat să-l fac și, na, uh, îl fac acum, da, oricum suntem în Adică mai am bradul în casă, știi? E încă sezon, putem spune așa. <laughs> Mi-a plăcut mult și chestia aceea care e un fel de referință la Avengers atunci când apar toți uh, tinerii titani din toate universurile. <laughs> a fost mișto chiar chestia aceea și pe total a fost un film enjoyable, așa. N-a fost nici rău, dar nici foarte bun. A fost ok și așa merge să-l urmărești. Ok, so, merge să-l vedeți. Dacă ați văzut In Titus Go to the Movies, atunci acest film e cam la fel. Ideea e că filmul păstrează stilul titanilor originali, deci dacă doriți să-i revedeți, atunci îl puteți vedea filmul și nu veți fi dezamăgiți de personajele care apar acolo. Așa că o concluzie cred că cei care se ocupă de Teen Titans sunt pe drumul cel bun cu aceste filme. Să vedem așadar dacă vor avea de gând și să readucă seria Teen Titans originală totuși. Vă ce ziceți despre acest film? L-ați văzut, puteți să sau un comentariu mai jos și vom mai vorbi. În 2025 va fi Terminator 7, Romanian Adventures. Personaj principal, Dorian Popa. Peste 50 de ani, când o să ai 3001 abonați, o să mă laud la vecinii mei de la azilul de bătrâni, că am apărut la sfârșit. punem la final. Al treilea război mondial nu va avea loc, pentru că bananele Powerpuff vor salva situația. Dacă mă pui la final, va fi cadoul meu de Sfânt Ion, pentru că, da, mă cheamă și Ionuț. punem la final, te urmăresc de ceva timp și sunt un fan banal.